Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii. În platou alături de mine se află domnul senator Ioan Stan, președintele Organizației Județene Suceava a Partidului Social Democrat. Așa cum am convenit, v-ați prezentat principalele puncte, principalele măsuri care au fost și sunt în derulare, puse în derulare de către guvernul condus de domnul Sorin Grindeanu. Aș dori să mai punctați câteva chestiuni despre agricultură, că asta este de fapt, ar fi trebuit să fie motorul. Spun cei care mai știu câte ceva, dumneavoastră veniți din această zonă, ar fi trebuit să fie cumva, sau unul din motoarele dezvoltării economice ale României. Aici cum stați? Deci eu la programul de guvernare... Deci în continuare o să vă lăudați și eu după aceea pun două întrebări pe chestiunea asta. La programul de guvernare vreau să spun ceva despre agricultură și efectele asupra economiei românești a programului de guvernare în primele patru luni. Da. La agricultură, de simplu, plata subvențiilor. Unde era problema cea mai mare până acum? Subvențiile la agricultură. Da. Le-am făcut? Le-am făcut. Le-am dat 75%, urmând de etapa a doua, nu există nicio plângere, toată lumea e mulțumită. Sigur, poate nu cuantumul ei nu e, dar asta a fost negociată cu Uniunea Europeană, asta este cofinanțarea cu plata pe care o face guvernul României. La agricultură am deschis programul care se aplică tomatelor românești, care spuneam, în condițiile în care 1000 de metri pătrați cu tomate românești, voi primi anual 3000 de euro. Erau înscriși până acum, știu eu, vreo două săptămâni, peste 2500 de fermieri. La nivelul României. Poftiți? La nivelul României. La nivelul României, da, pentru tomate românești. În condițiile acestea o să vedeți că apar și serii și solare ca și peștele după apă, pentru că în momentul când îți dau 3000 de euro gratuit lunar, în condițiile în care tu vii cu roșia românească pe piața românească, când scrie roșie românească, bine, de multe ori este minciună, știi, că vine ăla, e din Turcia și scrie roșie de satul mare, știi, sau sămânța luată din altă parte. Și aici o trebuie să multă atenție și un control mai riguros. Și era a doua problemă, care spuneam că îți dăm 10.000 de euro în condiții, acum, cum spuneam noi, la exploatație de carne abatorizată. 10.000 de euro, care la ora actuală, la fel sunt scris sute, chiar acum, mâia de crescători de carne de porcină. Și o să mâncăm carne românească. Cu oricum ar fi, e mai bună decât acest lucru. Pentru că n-ar spune că vestul mănâncă altfel de carne și estul primește altfel de carne. Da, da, circulă vocala. Se vehiculează acest lucru. Se vehiculează. Vecinii noștri unguri, da, fel susțin la același punct de vedere. Carnea românească, carnea pe piață. Deci, zic că în Germania este bine controlată, furajul cu mai puțin e mai puțin hormoni și mai puțin otrăvuri în ei. Și când ne facem, iar la noi vine porcul care crește în 3 luni cât al nostru în 10 ani, știți? Și mult mai ieftin, noi o luăm cei care face, pentru că asta este care. Bun, dar vorbim de succes acum. Va fi interesul scontat? Absolut, că... să primești 10.000 de euro fără să fii nerambursabil ca să faci lucrul acesta, da. Să nu ne trezim cu prea multe ferme. Da. Alocarea fondului pentru cadastrarea gratuită a tuturor terenilor agricole. Noi am spus până în 2020 să cadastrăm gratuit. Și uitați-vă în județul Suceava. Cred că și dumneavoastră ați luat act de faptul că acum 2 săptămâni, 3 săptămâni a început cu moara, prima dată. Da. Un pic de, știi, de prezentare acolo, nu festivit. Da. Cum se întâmplă de multe ori la noi în județ pentru multe acțiuni, mai mult festivit pentru că dă bine. Da, să înțeleagă lumea. E bun și festivismul, ca să înțeleagă și cel din, eu știu, Iacobeni și cel dar din... Dar nu l-am criticat, dar dacă ar fi combinat și cu lucrurile practice. De asta se atrageți atenția că există. 2020, un termen rezonabil, știm foarte bine de ce această cadastrare nu s-a făcut la timp, de ce pugurile, de exemplu, iarăși nu sunt... Vina e tuturor. Deci nu, da, vina e tuturor. Eu acum dar am trecut în practică, vorbeam de programul de guvernare, am trecut în practică, mă, să spunem faptul că am început și în Suceava și în Iași. Da. Și la noi a început de la Moara, sunt prins un număr de localități, nu da, am... Da, da. Acum sunt să le număr pe toate, da. Da, 16-20 ar fi acum. Da. Alocarea de fonduri, programul de antigrindă sau de provocarea precipitațiilor. Ați văzut, fără festivism, la Focșani, programul, că sunt trei programe, trei regiuni, regiunea vest, regiunea centrală și regiunea nord, în condițiile în care aceste rachete care vor păzi de grindină
asigură, mai ales viticultorilor și pomicultorilor, aceasta, urmând ca până în 2020 toată țara să fie cuprinsă de aceste, adică de aceste programe. Eu ce spun, dumneavoastră veniți din domeniu. Există undeva, eu știu, asemenea măsuri care au avut succes în alte țări, nu... Da, vă dau un exemplu. Republica Moldova. Și se plângeau pe malul Prutului fermele românești, în condițiile în care aia dădeau de grinde, că nu vine grindina, le aruncau și nouă ploaie. Aha, da, am înțeles. Da. Dar am făcut și pentru provocarea precipitațiilor. Există acest program și în Europa, cu succes, nu o să auziți criză în Franța, ăsta secetă în Franța, secetă în Germania. Și până în 2020 e pus în practică. Și o să vedeți că în curând va fi primul centru inaugurat de acest fel. Da. Eu aș putea să spun mai multe lucruri. Despre PIB-ul la apărare, că 2%, pentru că în bugetul ăsta, ca să făcut și-a făcut în practică. Sigur, o să vă spărați, sau, nu știu, alții, pentru că de ce nu mai luăm corvetele? De ce nu mai luăm Patriotul? Păi dacă e o corvetă la 600 de milioane de euro, ieșită din uz și nu știu... Partenerii noștri... Partenerii noștri olandezi erau corvetele, știi, cu portul. Și bine, dacă îi supărăm, dumneavoastră, ce spuneți? Păi, cu experiența dumneavoastră acumulată în Parlamentul României... Și mie, când mă supără, o să-mi treacă și lor o să le treacă, pentru că n-aveai cum, pentru că era făcută de un guvern tehnolog dinainte, exact cu niște sume care... exorbitante, nu că erau 6 milioane, erau nu știu câte miliarde acum mai veneau, că erau vreo 6 corvete, nu știu cum. Da. Și cu Patriotul și cu tot. Așa. Și vor lua până la urmă, pentru că banii din bugetul apărării vor fi cheltuiți. Da. Dar vor fi cheltuiți cu chibzuință. Cu chibzuință. Domnule președinte, al doilea punct... Vreau să spun un pic efectul programul de guvernare la nivel național. Vă rugăm. Deci, în primul rând, aplicând acest program de guvernare la nivelul bugetului României, s-a acumulat în plus față de anul trecut peste 2 miliarde jumate de lei. Nu vă lăudați? Nu. Nu se întâmplă. Este raportul finanțelor, poate fi verificat de oricine, de orice partid, de orice organism. Veniturile sunt mai mari cu vreo 4 miliarde față de anul trecut. Lucru care a permis acum ca nu cumva să aibă un efect negativ asupra bugetului care s-a desfășurat până acum. Fondul Monetar Internațional, așa, asta spune cel mai mult. Ce a publicat acum câteva zile și a transmis? Da, știm. Că am spus, când până acum spuneam, vai de mine, spunea că va trece deficitul de 3%, Fondul Monetar Internațional a spus, l-am dat noi 2,9, acolo ducem la 2,8, l-am scăzut. Și spunea că crește economic, care noi spuneam, vom merge la 5,2. Și îi spunea 3,8, l-au dus la 4,2. În 4 luni de zile. În acest lucru în calcul n-a fost luat niciun fel aportul agriculturii. Agricultura a lăsat-o la mâna, la voința Domnului și nu era prinsă. Dar o să vedeți cum au pornit culturile anul acesta, indiferent că ne-a înghețat nou câțiva cireși, câțiva caiși. E drept asta. Așa, sigur. Domnul au fost și alți ani. Domnul dă, domnul ia. Da, spune-i. Au fost și alți ani. Mai buni și mai puțin buni. Fondurile europene, care acum văd că sunt în grafic. Atât sigur, interne. Domnul președinte? Sigur, domnule, sigur. Păi noi suntem în 2017 și era vorba de intrarea 2014-2020. Domnule, auziți acum, de ce m-a provocat să mă duc înapoi pe tehnocrați? Ne-a lăsat nouă ceva. Da, dumneavoastră spune că trebuie neapărat de tehnocrați. Spuneți unde e sursa, că până la urmă nu sunt ghiduri, suntem în 2014-2017. A construit ceva ca să mergem la Uniunea Europeană ca să spunem dați-ne bani? Nu. Am cosit în 2-3 luni. Avem acum la fonduri europene pe Rovana Plumb. Avem pe Ana Birșel la afaceri europene, care zi de zi cu toți absolut, indiferent cu toți miniștri, primii miniștri, cu toți factorii de răspund la Uniunea Europeană, stau în discuție, au urgentat, trebuie să vii cu o formulare, trebuie să vii cu o documentație, banii ăștia. Da. Nu ne-a lăsat nimic. Noi ne vom duce la sfârșitul anului exact în graficul pe care îl avem. Deocamdată mergem în graficul care ne-am propus. Și sigur că noi prima dată că vin aici și fără spusele mele, dumneavoastră veți avea dreptul sau aveți, spuneți, uitați-vă, au mințit pe Partidul Social Democrat prin vocea lui Stan la nivel Suceava sau la nivel național prin vocea altui lider. Mai putem recupera anii pierduți? Perioada pierdută? Auzit, în absorpție? Auzit, aia sunt bani pierduți, domnule, când am făcut 0,17% sub guvernul tehnocrat, n-am cum să o recuperez acest lucru. Păi de unde să mă duc? Când am venit la 6,7% sub guvernarea PDL, cum se chema atunci, cum să-i mai recuperi acum? Avem 30 de miliarde acum de până în 2020 de absorbit. Pe asta mergem, pe cifra asta.
Și am spus că anul ăsta avem de luat peste 5 miliarde. Reușim? Da, și eu spun că da. Doar dacă nu vine asteroidul. Din moment ce ați spus că sunteți în ritmul asumat, atunci vă credem pe cuvânt. Cu șomajul. Face o cifra istorică, știi, până acum. Da, 5,2 a ajuns la nivelul ăsta. În câte luni? Pentru că noi, la ora actuală, am făcut locuri de muncă pe data de 26 aprilie. În cât suntem astăzi? Sunt 27, nu? 27, da. 26 aprilie s-au creat în România 100.000 de locuri de muncă. Cifră. Cifră publicată, Ministerul Finanțelor, probabil și statistica va confirma. Acum, deci ieri anunțat, în spiritul ăsta, anunțat ministrul Muncii, doamna Olguța Vasilescu, cu privind ucenicia, știi? Da. Am văzut un coleg că public eu, fac eu o inițiativă legislativă, nu? A? Da. În care privind ucenicia a intrat în fapt. Și firmele care vor angaja de 3 ani de zile, ucenici, da, vor fi, deci plata, salariul minim pe economie va fi asigurată de stat cu condiția ca la sfârșitul celor 3 ani să-i dai certificat de angajat. Deci angajatorul va beneficia lucrul ăsta și va fi un stimulant. Deci minimul pe economie, da? Minimul pe economie, care statul ți-l dă. Poftim, adică să-i dai 2.000 mai mult. Dar acela 1.450 de lei acum și 1.700 de la începutul anului, sau cum e, da, îl asigură statul angajatorul. Da. Și acum eu am terminat și cu legea salarizării. Deci ați terminat-o, ați început în fanfar și ați terminat în fanfar cu prezentarea, cu măsurile, cu asta. Cum vedeți pulsul în teritoriu? Acum, sigur, iarăși o să vă lăudați, pentru că există voci care, mă rog, cum a spus dumneavoastră, da, uite, vă dau ceva. Spune, da, vorbeați de sac. Poate sacul. Ați spus că sunt creșteri, da? Economice și recunoscute și de FMI. 4 miliarde în pușculiță au intrat de acolo, alte 3 miliarde de dincolo. Dar să ținem cont, și o să discutăm despre legea salarizării, legea pensiei, trebuie să ținem cont că valul abia acum vine de plăți. Pentru că, iată, și administrațiile se cam plâng publice, consiliile județene, primările, creșterea salariilor, noi nu mai dăm. Că așa vi se reproșează nu PSD-ului. Vă nu mai dăm bani la dezvoltare, trebuie să... Nu vă pun întrebări de ce nu aveți dreptate, dar vă spun că nu aveți dreptate. Și în primul rând mi-a spus cum ar percepe populația, da? Da. Concret. Vă rog. Ieri am făcut un sondaj în Iacobeni, pentru că va fi alegeri parțiale. Da. Și la o întrebare, ce partid dumneavoastră credeți că merită să câștige și asta? În Iacobeni, nu? De unii plecat fostul primar este... Doamna Angelica. Parlamentar, nu? Da, parlamentar. Unii primării este condusă de Partidul Național Liberal, nu? Da. La partidul dublu cât ei. De ce? Că au simțit ceva. Și mai ales acum, tine. Au simțit ceva. Da. Un sondaj, restul nu-l mai comentez, că e de bucătărie internă. Restul nu există sau cum? Ba nu, restul nu există. Da. Până să ajungem. Atunci aveți candidat pe măsura acestui procent care aparține partidului până la urmă, ați spus, da? Sigur că așa a fost întrebarea. Sigur că da. Ce partid ați votat? A fost PSD. Acum aveți obligația? Aveți obligația, da, să aveți candidat pe măsura? Sigur că da. Sigur că da. Noi ne numim Partidul Social Democrat. Noi nu venim ca să facem figurații. Sigur, n-am câștigat și nu v-am câștigat pe tot locul. Da. Dar nu vin să facem figurații. Da. Am înțeles. Și mi-a spus dumneavoastră că se plâng UAT-urile, da, nu? Da, păi au fost. Că nu le ajung bani, nu? Asociația municipiilor din Asociația orașelor primari. Deci, plângerea a fost la salarii, domnul. Păi da, asta era. Dar în condițiile în care tu, ca primar, ai învățat imediat că trebuie să te aliniezi recomandării curții constituționale și să-ți faci salariul ție sau celorlalți la nivelul președintelui, vicepreședintelui Consiliului Județean, n-ar de unde să ajunge bani. Și îmi spuneau și mie, mi-a spus, și chiar la nivel de județ central, ne ajung banii până la 1 iulie. Păi mă, ta-i făcut mărirea. 1 iulie este data în care legea salarizării, că vom vorbi despre ea, va deveni activă. Și atunci o să îndreptăm multe nedreptăți, dar în condițiile în care vor fi sustenabile. Da. De aici a fost plângere. N-am auzit până acum primar să spună, mă plâng de guvernul, chiar din partea guvernului, că nu mi-a dat bani de ajuns. Pa da, când a venit la
banii la buget, au venit pe finanțe și a spus, este o formulă. Și a spunea, în funcție de populație, în funcție de intravilană, în funcție nu știu ce. Când au venit banii la Consiliul Județean, cei 20%, e, atunci nu a mai fost formulă. Așa spuneți dumneavoastră? O să discutăm. O să discutăm. Bine, domnule președinte, cum ați spus dumneavoastră cu legea salarizării unitare? Acum unde o văd ca pe un drop de sare, alții văd ca o, eu știu, un răsărit de soare. Cum e? Se face vorbire în continuare și așa e anunțată o dată 1 iulie. Va fi această dată respectată? Da. Deci, sunt bani pentru ce... Nu că a venit Stan în emisiunea dumneavoastră. Domnul președinte, exact, domnul președinte, au crescut salariile. Deci au crescut salariile de la 14 milioane la 22 de milioane. Asistența medicală, asistența iară socială. Iar nu faceți o mare greșeală. Acel salariu de la 14 la 22 de milioane în etape. Prima etapă venit 25%. Mm-hmm. Deci în etape, până am spus, până în 2020. Deci mai e loc de creștere. Nu ne-am venit dintr-o dată și am spus dumneavoastră, domnul Vali Chetoveț, care sigur veți peresi imediat postul Bucovina TV, de aici, locul de muncă și veți veni la bugetar, pentru că dumneavoastră să înțeles că de la 1 iulie voi de mine v-am umplut tolba. Nu, în etape. Mm-hmm. Și am spus clar, în perioada 2017-2020 ne trebuie o sumă de 30 de miliarde de lei. Și azi spune 10 miliarde pe an. Și iară 10 miliarde. De la 1 iulie, așa cum a spus-o și președintele Dragnea, așa cum a spus-o, ales vocea autorizată, ministrul Muncii, a spus că va intra pentru o parte din angajații la bugetar, va intra în vigoare de la 1 iulie. Și am spus, mai întâi prioritar din nou, și să venim pe sănătate, armată, poliție, așa. De la 1 iunie 2018, tuturor angajaților li se vor mări salariul cu 25%. Deci nu 100%, uh-huh. 25%. Urmând, următoarea întregă la până la 100% să fie aplicat an de an. Suportul pe care trebuie să-l facă guvernul României va fi de 10 miliarde de ani. De unde ieșesc bani? 35% se întorc dintr-o dată înapoi la buget, domnule. Pentru că sunt CSU impozit, nu? Da. Nu așa? 35%. Ah, 35%. Pe urmă spune că o cifră, o noțiune mai nouă, 2,7 miliarde efectul din runda a doua. Acelor 12,5 miliarde intrat în economie fără plată. Ce sunt acești bani? Dumneavoastră când luați așa mărire de salarii, sigur nu vă duceți să luați iahtul, nu luați avionul, nu, și mergeți pe mâncare, pe îmbrăcăminte, pe uzul casnic, nu? Da. Așa. Acești bani au un TVA, acești bani se poate și eu impozit pe și îți mai vin 2,7 miliarde. Și mai venea 1,8 miliarde într-un foc de la majorarea salariului mediu pe economie. Am venit de la 1050 la 1470, va veni la 1700 și pe urmă una. Și împreună și prin creștere economică se fac acei 10 miliarde. 10 miliarde. Da. În cea mai pesimistă soluție care vine. Cum a spus și Fondul Monetar Internațional. Nu, domnule, așa va fi România. Și pe urmă, în 4 luni de zile a fost nevoită să dea acea cifră. A fost nevoit. Problema e venirea lor. Realitatea lor. De aici acești bani. Care e problema cu salarizării? Ea va îndrepta multe inechități, discriminări. Păi, haideți să vă luăm câteva exemple. Vă rog. Să zicem, femeia de serviciu din Ministerul de Finanțe, nu? Da. Aveam un salariu. Femeia de serviciu la Ministerul Sănătății avea alt salariu. Prestau aceeași muncă. Că aici la matură nu e vorba de performanță. Trebuie să faci. Da. Unii să venim? Să venim, hai să zicem, la primari, dacă vezi, nu? Da. Anumiți primari aveau un anumit salariu. Că și-au permis dumneavoastră să-l mărească și spunea, domnule, până la urmă, din veniturile proprii sau așa, sau din bugetul care venea, eu știu cum îl transfera, cum făcea, ce greșeli mai făceau. Și din la 1 iulie spune clar, primăria, de la 1.000 la 3.000 de locuitori, de la 3.000 la 5.000, de la 5.000, ești obligat. Bun, e o formulă în regulă, adică... Foarte în regulă. Da. Dacă vreți părerea mea proprie, să nu fiu să judecat aspru, pentru că n-am de ce, eu dacă aș fi fost, luam modul de salarizare pe timpul comunist. Și când spunea, strungarul are atât. Da. Lăcătușul are atât, profesorul gradul 1 are atât, profesorul gradul 2. Da. Nu se aseamnă cu lucrul ăsta, dar e aproape. Dar spuneți-mi, luăm două comune, că avem una de 5.000 și una de 10.000 de locuitori. Sigur va fi diferență la salarizare. Da, sigur că dar dacă unul e mai muncitor și unul e mai
cum îl plătim? Nu, dar ăla de la, ăla de la 10.000 s-ar putea să ia un salariu mai bun și nu face nimic. Ăla de la 10.000 de locuitori, dacă nu-i muncitor, îl schimbă cetățenii. Mm-hmm. Poți să-i facă referendum înainte și să-l pedepsește la timpul potrivit. Da. Nu da. Poți acum, că într-adevăr... Bun, nu poți găsi o formulă care vai să satisfacă orice... Nu, pentru că într-adevăr pretenții, așa spun. Dar... Dom'le, trebuie să nu cont salarizația și de performanță. Dar probabil, acolo unde este într-o societate. Nu, dar de bun, aici de vorbim de aleși. În momentul în care n-ai făcut performanță, vine în votul și spun de economist, de contabil. Da. La îndemâna primarului de acolo sau edilă, Consiliul Local, că Consiliul Local hotărăște, probabil stau și alte modalități, de o premiere, de o sancțiune. Că n-ai cum să acum să urmărească de la nivel central cum performează economistul de la nivelul contabil și de la nivelul primăriei Fălticeni cu cea din la nivelul, spun eu, Lupeni. Care? Lupeni. Lupeni, da. Așa mai puteți. Siret sau câmpulung moldovenesc, ca să alegeți două culori. Toate culori. Da. Deci asta e cu legea salarizării. Noi vrem să îndreptăm acele inechități. Mm-hmm. Și într-adevăr a fost înțeles greșit și domnule, vai de mine, PSD-ul, dar care partid se duce? Poate alții s-au sinușit. Da. Dar Partidul Social Democrat, un partid care, orice s-ar spune, întotdeauna a rămas cel mai mare partid. Da. Și a fost de multe ori că nu au câștigat. Da. Dar am fost partidul cel mai mare. Pentru coaliția care au făcut-o, le-a asigurat acea legeritate în a forma guvernul. Credeți că acesta va fi rezultatul să liniștească apele odată pentru totdeauna și să le pună totuși pe albia care trebuie? Să vă referiți la proteste? La ce vă referiți? Acum mă refer, da, nemulțumiri. Păi, da, că uitați-vă, cei de la mediu sunt nemulțumiți încă. Da, muzeele cer o revizuire. Păi bun, proiectul este în dezbatere, corect. Aveți dreptate. Proiectul a fost în dezbatere publică și acum e în dezbatere parlamentară. Acum vin amendamentele noastre. Da. Eu, de exemplu, la ora 11:30, probabil mi s-a cerut de către... Că mi s-a cerut să mă întâlnesc cu un șef din instituție care va plâng și a spus, domnule, nu uitați că și noastră, grila noastră e salarizare. Este prins acolo, trebuie să se uite foarte bine acolo. E prins. Aha, sunt unii care nu s-au uitat, s-au grăbit. Nu s-au uitat și au vorbit sau n-au înțeles. Da, și asta e drept, pentru că, într-adevăr, de-a lungul... Sau cum este acum... impozitarea globală pe gospodării. Da. N-am draftul, dar în discuții. Uh-huh. Când spune clar, dăm, nu luăm. Dacă până acum să luam 5% pe dividende, să iau 0 dividende, tu ieți acel dividende, că dividendele obligatoriu vor intra în circuit, că nu le pui la soltea. Deci... Da. Nu, cota unică de impozitare. Cum o duci tu de la 16% la 10%? Băi, frate, este bază de calcul. V-am spus clar, Partidul Social Democrat nu este un partid inconștient. Mm-hmm. Nu cuverează pentru roman. Mm-hmm. Efectele, dacă vor fi efecte negative, se vede obligatoriu în anul următor. Păi asta e problema. Dom'le, dar există un paradox. Da. Când un partid de opoziție pentru prima dată cere să nu mărim salariile. Mm-hmm. Până acum spunea să creștem salariile. Da. Și dacă vreți să vă arătă ipocrizia până nu ne merge, Partidul Național Liberal a inițiat o inițiativă acum în condiții care răcnea ca din gură de șarpe numării salariile ca să nu impozităm niciun fel de pensie. Nici pe aia de 45.000 de lei, nici pe aia de 20.000 de lei, niciun fel de pensie. Cu cine vor să se pună ei prieteni? Păi cu cine se pună prieteni? Acum nu mai au cum să pună prieteni, că și fac și eu și ala cu biberon în gură. Adevărul că București au greșit. Adică liberalii din București au greșit în campania electorală dacă... pentru că... Bun, chiar în campanie. Adică s-a văzut foarte clar în momentul în care se discuta despre creșterea salariilor, ei aveau altă atitudine și au... Bine, și-au revenit după două săptămâni că... Și a fost sandaș. Au fost sandaș, dar era prea târziu. Dar dumneavoastră ați mai auzit de la Revoluție încoace un partid de opoziție, că s-a numit Partidul Social Democrat, că am fost și noi destul în opoziție, să spunem număriți și dați. N-au zis chiar număriți. A zis, domnule, nu fiți inconștienți. Bun, dar lasă-mă să mă sinucid, domnule. Dar de ce? Domnul președinte, dar vă sinucideți pe banii noștri totuși. Au zis, stați un contribuțiile pic. Noastre. Partidul Social Democrat a demonstrat de-a lungul timpului când a fost că nu a făcut greșelile de acest lucru. Nu a făcut greșelile. Când am dat mărit, când am înregistrat pensiile și salariile, cum s-a spus? Este o mare tâmpenie și face parte de Social Democrat. Nu este. Și a fost tâmpenie? Da. Adică da, nu. Am vrut să vă prind. Bine, trecem la legea pensiei? Da. Vă rog, că trecem la salarii deci, și la pensii ca să vă mai pun două. Este anunț public, la 1 septembrie să fie, deci finalizat să fie draftul, așa, să intre în discuție, ca din la 1 ianuarie, dar, promis, adică în discuție că am avut cu ministrul muncii, spune că va încerca
ca până la 1 septembrie da. Noi să avem finalizat acest lucru. Da. Nu pot să mă angajez. Eu știu ce spune doamna ministru, dar sigur e problema tot trebuie să vii în Parlament, să vedem cum trece, ce evenimente mai vin, ce se mai întâmplă. Dar legea aceasta pensiilor este exact așa o lege să îndrepte toate nechibzuințelor de-a timpul anilor în care au făcut ca să ajungă pensii. Vorbim de toate guvernările. Toate, v-am spus de-a lungul anilor, în condițiile în care s-a ajuns la pensie de 45.000 de lei, foarte multe pensii peste 20.000 de lei și să ajungi ca după 30, haideți să luăm cum vrei dumneavoastră. Dar întrucât acum eu merg și prin localități, mă refer la primari care au câte 40 ceva de ani de muncă, din care 20 de ani sau peste 20 ani ca primar, să iasă cu 1.050 de lei. Păi, 1.050 sau 1.050 de lei. 1.050 de lei. 10.500.000 sau 11.000 de lei. Da, am înțeles. E trebuie îndreptate. Nu-i corect prin majorarea pensiei minime de la 400 de lei la 520 de lei să le iei tu care în condiții care n-ai muncit nicio zi. Am dat o pensie. Da. Am dat o pensie. Da. N-am nicio zi. Iar cel care a făcut 15 ani de muncă, zicem așa, se ia 600 de lei. E drept? Nu e drept. Bun, acum noi mai avem și istoria, care știți foarte bine, cu CAP-urile, care au fost multe probleme nerezolvate. Acolo am venit, noi am dat prima dată cei 300 de lei, am venit la 420 la 500 de lei. Da. Nu facem... Dar bun, e și comparația dumneavoastră. Un cetățean, un om care a adunat cel puțin 15 ani de muncă, să aibă cu... 600 de lei și în condiții care n-ai făcut sacină. Da. Asta vrem să o îndreptăm. Da. Tot prin legea pensiilor, dați-vă că îți dăm satisfacție. Înghețăm pensiile speciale. Uh-huh. Erau pensii, de exemplu, să zicem, la o anumită categorie. N-am vrea să numesc acum, pentru că nu vreau să supăr pe nimeni. Dar în condițiile în care tu aveai ultimul salar de 3.000 de lei și spunea, dăm cu 120 de lei la ultima și așa, te trezeai cu 3.600 sau 4.000 de lei sau 4.000, iar cum spuneam, categorii așa care au 40 ani de muncă, care au prestat, fost edilul unor localități, care, că Dumnezeu te-au pățit de-a lungul anilor. Știi? Da. DNA în spate, ani în spate, parchet în spate, cetățeanul în spate, de pe ulița, să ies cu 1.050 de lei, nu-i drept. Și aceste lucruri vor fi îndreptate. Sunt foarte multe de și numai asta, actorii. Da. Actorii, deci tu, adulatul, să trezești că ieși cu 900 de lei, plângea marele actor la televizor. Da. Sau alții, pur și simplu, fac bășcăle, fac glume pe salar. Dar ingineri, profesori care au stat, fac și 30 de ani de muncă și au fost, să zice, 1.300-1.400 de lei. Și altul cu 45.000 de lei, cu 20.000 de lei. Bun, asta nu înseamnă că cel care e cu 45.000 de lei poate nu merită. Cine sunt cei la categoria 45.000 de lei? Nu, eu am dat o pensie, putea să fie din sistemul de ăsta particular, știi că sunt. Da, da. Da, sistemul bugetar, da. Da. 20.000 de lei, corect. Da. Noi nu mai vezem, dar sunt categorii sociale, dar asta nu înseamnă că acum vin să le tăiem lor. Păi dar nu, asta spun eu. Nu le vin să le tăiem lor, dar ducem în partea slantă și îndreptăm în partea slantă. Da. Sunt două termene, 1 iulie și 1 septembrie. Deci am spus 1 iulie încerc. Știți foarte bine că vor fi presiuni extraordinare, că deja se simte. Are PSD-ul puterea, eu știu, expertiza, eu știu, are PSD-ul toate pârghile la îndemână ca să pună, Doamne ferește, de calamități, de război, dar să pună în aplicare, să respecte aceste două termene. Cum să nu? Până acum ce am spus? Și ne bazăm pe un lucru, v-am spus, creșterea economică trebuie să o facem absolut. Absorbția de fonduri europene. Și celălalt venitul, că noi statul român, are în subordinea sa o serie de societăți care sunt extrem de profitabile și care aduc bani. Și aici vă spun, Transgazul, Transelectrica și altele și altele. Da. Trecem și la Transgaz când o să fim la categoria activități parlamentare. Dar până atunci, acum că am vorbit despre măsuri, ar mai fi ceva de adăugat legat de pensii, domnul președinte? Le facem asta și zic că suntem pe drumul cel bun. Pe drumul cel bun, da? Da. Domnul președinte, atunci, ca să încheiem, am vorbit despre programul de guvernare, legea salarizare unitare și legea pensiilor. Ce notă ar avea, eu știu, guvernul? El, în primul rând, s-a zbătut, nu înseamnă că n-a lucrat și PSD-ul la programul de guvernare în campania electorală. Dar ce notă i-ați? Deci ar fi partinic să-mi înțelegeți mie lucrul acesta, dar vă spun că... Dar cinstit! Nota o dau cetățenii și la primul examen care vine, așa, o să-l vedeți de acolo. Dar și eu spun că, întrucât până acum am spus și dumneavoastră, chiar de aveți Biblia dumneavoastră în față, până acum am văzut că nu m-ați combătut în ce spuneam.
Deci pe general programul de guvernare. Nu, ați selectat foarte riguros și exact în avantajul dumneavoastră, corect. Nu, dar lucruri îndeplinite. Și v-am spus care dumneavoastră, aveți tot timpul și până mâine seară să verificați tot ce am spus aici, da. Dacă n-ați verificat până acum. Este o notă foarte bună. O notă foarte bună. Foarte bună. Și până acum. Până acum. Aha. Vă refereați că populația va da notă, se va vedea. Vă refereați la cele două... Nu, alegerile parțiale nu pot, nu există una, nu pot fi, dar sigur că și aici va fi, pentru că una se câștigă alegerile la Simenicea și una se le câștigă la Craiova. Da. Una se câștigă alegerile la Iacobeni și una se câștigă la Târgu Jiu. Da. Că sunt municipii mari. Da. Ca să încheiem în zona asta, în toată această perioadă de aproape de peste 100 de zile, da, de guvernare PSD, a fost domnul Ponta o problemă pentru PSD și pentru guvernare? Știu că de multe ori a fost un deliciu adversarul noștri. Da. Ați văzut chiar ultimele apariții ale domnului Ponta, ale domnului Dragnea. Întotdeauna mai sunt și binevoitori, chiar din partea dumneavoastră, care nu mai sfătuiește prost pe noi, și eu, întotdeauna când credeți că sunt sfătuit, am o practică și cred că până acum a dat roate, verific întâi și pe urmă. Merg să discut cu persoana respectivă. Și ați văzut la ultima ieșire al domnului Victor Ponta, a spus, domnule, poate am greșit și unii și alții, lucrul în sfârșit și de Liviu Dragnea, s-au pus pe treabă amândoi și... Ei, da. Sigur, poate au mai fost frustrări și nemulțumiri. Da, cum spuneam, să trecem și la activitățile parlamentare, la alegerile parțiale și colaborarea cu PNL, cum am anunțat, dar după pauza de publicitate revenim imediat. Rog, regia, publicitate.